Am revenit în studio, subiecte politice, dar și subiecte sociale, pentru că și asta ne interesează, și subiecte economice. Să vedem ce se mai întâmplă în economia din județul Gorj, pentru că ea este tot mai șubredă, de ea depind foarte mulți oameni. Nu se știe dacă de anul viitor cei care lucrează în complexul energetic Oltenia vor rămâne toți cu locurile de muncă. 600 de persoane ar trebui să plece acasă începând de anul viitor și această rată ar trebui să se repete în 2015, în 2016, au anunțat-o responsabilii din domeniu, a confirmat-o managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel. Ei bine, până atunci, cei care lucrează în complexul energetic Oltenia pot sta liniștiți. Liniștiți, dar fără bani, pentru că din luna decembrie ar trebui să meargă în șomaj tehnic și în zile fără plată. Domnule Banța, managementul de la complexul energetic Oltenia a fost asumat și el politic, pentru că știm domnul Laurențiu Ciurel a fost membru al Partidului Social Democrat și a fost susținut pentru acest post. Se promitea în campania electorală că nimeni nu va mai pleca acasă. Ba chiar ni se spunea că vor fi foarte multe locuri de muncă. Nu știm cam câte ar fi trebuit să revină Gorjului. Erau vreun milion la nivel național. Cert este că din județul Gorj au dispărut foarte multe locuri de muncă. Nici vorbă să fie create altele noi. Ce facem în situația în care și din complexul energetic Oltenia vor fi trimiși oameni acasă? Unde vor merge acești oameni? Ce anume sector îi va putea absorbi? Pentru că, spuneam, locurile de muncă sunt o problemă. Au fost desființate, nu au fost create altele, nici de cum nu se poate pune problema ca cei care pleacă din minerit și energie să poată fi duși în, către o altă zonă unde să poată munci în continuare. Poate peste hotare, să-i trimitem în afara țării. Aici ar trebui ca această reorganizare de care se vorbește, dar deocamdată se vorbește doar de șomaj tehnic. Ceea ce nu e un șomaj, este o plată a drepturilor salariale pe o perioadă de timp determinată pentru până în momentul în care vor reveni la lucru. Iar acești oameni, dacă vor fi trimiși în șomaj din cadrul complexului energetic Oltenia, vor trebui absorbiți de alte firme private, pentru că aici, într-adevăr, este cea mai gravă problemă a județului Gorj. Fiind un județ monoindustrial, ar trebui găsită soluția pentru acei oameni, dacă se constată că într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, nu ar mai fi nevoie de ei. Dar una peste alta, deocamdată, complexul energetic Oltenia este generator de plus valoare, s-au menținut locuri de muncă, nu au fost dați afară oameni decât cei din... pe leului? Haide să nu facem așa, că aș vrea să discutăm lucrul ăsta undeva. Asta e o greșeală, că partidele procedează în felul acesta. Să se răzbune pe... Asta, da, și Partidul Democrat Liberal a făcut la fel. Mai puțin. Au fost trecut cel puțin directorii generali în eșalonul 2 și niciun caz nu au fost. Nu vreau să vorbesc acum despre acest lucru. Singurii doi șomeri care au fost lăsați din COP de PDL pe drumuri au fost domnul Ciurel și domnul director de resurse umane. Și soția fostului prefect Banța. Mă rog, nu știam despre soția dumneavoastră asta. Deci, haideți că nu. Deci, eu n-am fost niciodată de acord cu lucrurile astea. Bine, și le-am recunoscut. Haideți să vedem, și nici n-am procedat de așa manieră. Haideți să vedem cum s-a gândit PSD-ul, pentru că dumneavoastră ați avut în campania electorală o lansare a unei strategii la nivel național. Da, există publicată, este pe site-ul USL-ului. Strategia pe energie s-a lansat aici la Târgu Jiu, pe 11-11-2011. Da. Ce ați gândit dumneavoastră pentru acești oameni care de luna viitoare vor sta acasă fără bani? Nu vor sta fără bani. S-a anunțat că vor sta în șomaj tehnic, plătiți. Șomaj tehnic înseamnă că primesc 70% din indemnizația tarifară, dar că
la stat, la bugetele asigurării sociale, nu vor mai merge bani. Și atunci oamenii nu vor pierde la salariu. Durerea nu este aceasta, că pierd foarte puțin sau nu pierd. Durerea este că stau acasă și primesc bani. Ceea ce este un lucru neproductiv, dar având în vedere faptul că acest complex energetic este, face parte din strategia energetică a României, nu te poți juca cu energia României pe termen mediu și lung, este necesar ca acești oameni să fie menținuți, angajați, iar în momentul în care apare necesară o supraproducție, o criză de gaze, o criză de precipitații și așa mai departe și trebuiesc să fie folosiți, atunci oamenii aceștia să fie folosiți. Dar de anul viitor, spuneam, vor fi dați afară niște oameni. Cine a afirmat lucrul acesta? Păi au spus-o reprezentanții... Cine? Spuneți-mi cu subiect și predica și nume și prenume. Domnule Banța, acum Eu l-am auzit... nu pot să vă pun materialele pentru că... Eu l-am auzit spunând că reduce... Dar citiți și dumneavoastră presa. TESA și... trimite în producție. TESA trimite în producție, dar Complexul Energetic Oltenia din primăvara anului viitor va începe un program de disponibilizare care se va întinde pe câțiva ani și în fiecare an vor pleca acasă câteva sute de oameni. Există în angajamentul pe care guvernul și l-a luat față de Fondul Monetar Internațional. Reducerea numărului de salariați. Exact, dar acest lucru revin... tranșe se va face acest lucru pe parcursul căror ani și guvernul a cerut Fondului Monetar Internațional o păsuire pentru că nu a reușit să retehnologizeze și să respecte acești pași pentru privatizarea complexului energetic. De ce a fost chemat FMI-ul în România? Da? Păi de asta. De pentru, pentru negocieri. Când? Ca să ne mai păsuiască când a fost chemat FMI-ul în România? Și de ce? Dacă vă aduceți aminte, prima decizie a guvernului Tăriceanu în 2005, după ce a adoptat cota unică, noul cod fiscal, a fost întâlnirea cu FMI, mulțumim, ne descurcăm și singuri. Că și până atunci a fost, România a mers foarte bine, bine, au fost și alți parametri, alte, nu a fost criză mondială, trebuie să recunoaștem. Atunci duduia economia, ce-i drept pe vremea domnului. Deci să știți că a duduit până undeva la mijlocul anului 2008. Nu s-a simțit reculul din America decât spre sfârșitul anului 2008, dar asta este altă poveste. S-au făcut greșeli și atunci, într-adevăr. Dar FMI-ul, că vrei, că nu vrei, în momentul de față România este datoare. În momentul de față România trebuie să dea credite anuale, bani pe care nu-i poate încasa de la plătitorii de impozite și taxe. Nu este o soluție nici aceasta a măririi taxelor, a numărului de taxe și dacă a dai oamenii afară, cu ce să-ți mai plătească taxe dar nu, și impozite? Ceea ce vorbim despre acel complex energetic în acordul cu FMI, prin reducerea numărului de salariați, este în outsourcing se regăsesc. Deci acolo este vorba de externalizări reale. Până acum s-au făcut niște externalizări, au plecat oamenii la pachet, cu pachete de beneficii salariale cu tot în anumite firme așa zis externalizate. Nu. Nu s-a făcut o licitație reală pe piața serviciilor externe, cum vorbim. În orice companie multinațională se practică outsourcing-ul sau externalizarea. Serviciile conexe se dau la alte firme. Pentru că, care pe de o parte... au fost nimicite, vedeți, da, dar acelea, firmele nu, sindicatelor, nu, care au fost create tocmai pe această tocmai idee. Pentru că au fost neperformante, au fost nimicite. Pe de o parte, odată ce externalizezi niște servicii, ele îți apar cheltuieli care se deduc din impozit, deci apare o cheltuială, pe de altă parte te scutește pe tine companie să mai plătești alte impozite, taxe și asigurări la bugetul statului. Și în felul acesta, dând către alte firme specializate, juriști, spălat rufe, curățenie, mai știu eu ce alte prestări, căi ferate, uzinale și așa, întreținere de mașini, transport și așa mai departe, firmele specializate vor face de așa manieră încât se vor organiza, cum s-a petrecut și la companiile multinaționale, în domeniul comunicațiilor, în domeniul gazelor naturale și așa mai departe, văzut, încât acei oameni au fost preluați pe baza unor contracte. Domnule Banța, am văzut cum s-a organizat firma Casa de Avocatură a domnului Șova, cu care colabora și domnul Ponta. Când? În urmă cu câțiva ani. Noi vorbim de externalizarea ce va urma. Păi asta o să urmeze. În urmă cu câțiva ani. Ne vor spune domnii de la Complexul Energetic Oltenia că există deja, au deja experiență, o experiență
cu o anumită sau mai multe case de avocatură, merge mult mai bine cu eu ei, nu știu sunt oamenii mult mai bine pregătiți. Sumele sunt mult mai mari. Sunt... Atenție, nu este adevărat. Dacă, dacă în anul 2007, vă contrazic, eram președintele AGA la Turceni în 2007 și dacă în anul 2007 nu se făcea outsourcing pentru servicii juridice, în momentul de față, atât complexul Turceni, cât și complexul Rovinar, cât și SNL-ul erau în, în mâinile unor băieți deștepți care ar fi vrut să le privatizeze printr-o inginerie financiară pe gratis. Și atunci ar fi avut de suferit nu 1.200 cât se presupune că vor suferi la anul sau peste 2 ani, ci ar fi avut de suferit 15.000 de oameni din acest județ. Domnule Banța, eu vorbeam de acele contracte pe acele care, contracte, pe care casa respectivă, pentru că eu nu vreau să dau nume, că nu, am înțeles că nu e deontologic și nici CNA-ul nu ne permite să facem concurență neloială. Nu deci, facem concurență neloială pentru că dumnealor nu fac așa, media, deci, nu da, corect. Nu trebuie să le facem promovare pe canalele media, deci acea casă anumite, de avocatură și altele... Se spun și de n-a fost numai casa respectivă, au fost și altele. În momentul respectiv, dacă nu prestau acele servicii juridice, atât Turcenul, cât și Rovinară, cât și SNL-ul erau în proporții de 35%, nu erau la fondul proprietate, ci erau în mâinile a trei băieți deștepți, pe care nu refuz să-i numești și pe care toată lumea îi cunoaște. Domnul Banța, dar știți și dumneavoastră că respectiva casă de avocatură a fost implicată în elaborarea proiectului pentru desulfurare, deci nu a pledat la bară în locul juriștilor de la complex. Da, a pledat la bară. Eu nu am auzit a de asta. Știu că a fost, dar s-a implicat de niște acte adiționale. Iar este altă problemă. Exorbitante. Corect, aici este altă problemă despre care trebuie să vorbim în cunoștință de cauză. Pentru că, domnule Banța, aceste firme nu au, cred că au interesul să fie foarte atente la cât se consumă din bugetul instituției. Ei trebuie să-și facă munca, ei trebuie să-și bifeze acolo. Eu am lucrat într-o companie multinațională cu 54.000 de salariați. Managerului și să fie remunerat. În 2000, compania națională în care a lucrat avea 54.000 de salariați și câte 3 juriști la fiecare județ, plus încă 100 la București. Deci asta însemna 200 și ceva, 300 de juriști. Iar la sfârșitul anului 2007, acea companie avea câte un jurist pe regiune. Domnule Banța, adică la complexul energetic Oltenia există o mulțime de juriști. Nu-i cunosc și știu, așa a fost organigrama, așa a fost o gândire. Nu, dar de ce oamenii ăia nu pot merge în instanță să susțină dosarele complexului energetic? O parte dintre ei sunt foarte buni și pot și face lucrul acesta. Și trebuie să luăm o firmă, o casă de avocatură. Dar să nu spuneți că toți pot să facă acel lucru. Păi cine atunci de ce sunt asta este problema. Într-adevăr, aici este o altă problemă. Aici trebuie să întrebați la pe cei care au angajat. La fiecare unitate minieră există birou juridic unde sunt angajați mai mulți juriști. Da, deci așa a fost. Deci, înainte erau entități de sine stătătoare, cu personalitate juridică, cu cod de identificare fiscală și așa mai departe. În momentul de față s-a făcut o reorganizare și se merge pe principiul ăsta. Nu poți să ții... Aici e problema. Outsourcing-ul să se facă corect, pe baza unei, pe baze concurențiale și de, pe baza eficienței plăților pe care această companie le va face. Nu mai este în fața nicio concurență, mai ales că s-a mărit plafonul. O să se dea nu mai este credințare directă. Pentru că în România este criză. Pe încredințare și directă la clientela toate politică. Toate contractele în România așa se o să dau, se dea. Nu o să se mai dea prin licitație. Nu chiar toate că asta a fost interesul. Printre primele ordonanțe, printre primele măsuri luate de guvernul Ponta, astea au fost mărirea plafonului pentru... a se evita aceste licitații unde există doamna, concurență. Doamna, așa, sunteți o femeie deosebită și vă cunosc vă de mult. Vă mulțumesc. Și mă bucur că sunteți în partid și veți lupta și aveți principii sănătoase de viață. Dar ar trebui să cunoașteți istoria nu numai a acestei alianțe, ci și a celorlalte și a celorlalte partide, inclusiv partidul din care proveniți, că la fel au procedat. Da, și atunci, Manța, e adevărat, să nu ridice nimeni. Partidul Democrat Liberal și-a asumat răspunderea pentru greșelile pe care le-a făcut și n-a avut nesimțirea să vină în campania electorală și să mintă din nou. Motiv pentru care am și pierdut alegerile. Da, dar da? În momentul de față deci, nu am avut nesimțirea să venim să mințim că vom crea 1.000.000 de locuri de muncă,
că vom face nu știu ce și nu, mai nu știu ce, minte. Cum a făcut USL-ul. Și iată ce se întâmplă acum. Înainte de alegerile prezidențiale. Eu nu răspund de 2009 pentru că nu eram în Partidul Democrat Liberal. Însă eu știu că Partidul Democrat Liberal, inclusiv domnul Boc, în momentul în care a fost... Asta a spus, însă ulterior a spus foarte clar că acest lucru nu poate fi făcut și se vor găsi măsuri pentru o situație de criză extremă care nu a fost resimțită numai în România. Și vă mai spun o măsură. În 2008, încă eram prefect, prima măsură a guvernului Boc a fost ca banii din rectificare acordată de guvernul Tăriceanu, care se duseseră în investiții de apă, canal și drumuri în toate comunele pe ordonanța 7, să fie retrași la guvern, încât au generat o sumedenie de creanțe de care tragem chiar și acum. A tras și guvernul dumneavoastră acela de după 2009 și tragem și noi acum, pentru că este un obicei nesănătos pe care însă și negocierea cu femeiul s-a decis. Și într-adevăr, trebuie eradicat acest lucru. Normal, și atunci, și atunci toată lumea poate vina asta. Taxe, și atunci, biruri, taxe dacă, pe... Am văzut nu. Acum ultima aberație a guvernului Ponta, aia de a pune o taxă pe traseele montane. Cei care merg în Bucegi, știți? Dacă vă duceți, trebuie să plătiți. Că, dacă vreți să mergeți pe un traseu, trebuie să plătiți. Dacă nu, veți fi amendat. Deci nu cumva vă plimbați prin Bucegi fără să plătiți această taxă. Deci nu cunosc acest lucru. Dacă următoarea aberație este aceasta cu străinătate... posibilitatea, să le lași posibilitatea primarilor să decidă asupra măririi taxelor locale în condițiile în care la sfârșitul anului trecut aceste taxe și impozite locale au fost oricum mărite odată cu 15%. Nu, acolo, nu 16%. S-a spus 16%. Despre faptul anul trecut că primările nu sunt obligate să mărească taxele locale și impozite, decât dacă nu sunt obligate, dacă nu primesc. Că dacă, ei trebuie să gospodărească. Și este corect undeva ca tu, primărie, trebuie să te gospodărești de așa manieră încât să poți să fii în stare să-ți plătești salariații și contractele și pentru lucrările Ponta. Pe care le faci. Și guvernul are treabă cu guvernul. Ca să ne spună domnul Ponta, guvernul să le spună miniștrilor dumneavoastră, ți-am dat bani. Deci, da, nu, domnul Ponta, nu a dat bani de la dumnealui din buzunarele proprii. Eu nu iau a dat bani de la noi toți, aceștia care suntem aici, banii... de la toți telespectatorii care plătesc impozite, taxe, impozite pe salarii, ceasele și așa mai departe. Altceva, da? Pentru că la primărie nu se duc ceaseurile. La primărie se duc impozitele și taxele locale, se varsă imediat în bugetul local și se mai varsă o cotă de 42% conform legii codului fiscal din impozitele pe salarii provenite de la salariații tuturor firmelor care au unități sau sediu social pe area administrativă a acelei primării. Domnul Banță, eu voiam să scot în evidență altceva. Faptul că premierul Victor Ponta, care este deputat de Gor, se comportă ca un dictator și are senzația că dă bani de la buget din propriul buzunar. Și că dumneavoastră, care faceți parte din acest guvern, ar trebui să-i atrageți atenția domnului Ponta, cu care probabil vă întâlniți mai des decât ne întâlnim noi gorjenii și mai ales noi gorjenii de la PDL. Eu ca liberal și nu numai. Să atrageți atenția că acei bani îi ia de la oamenii ăștia toți. Da, de la noi eu toți. Eu ca liberal am spus-o și nu mi-a fost teamă să o recunosc și să o spun peste tot. Sunt adeptul și am propus mereu scăderea impozitelor și taxelor. Iar partea aceea de buget care deficientă din această cauză, pe un termen limitat, cât scad impozitele și taxe, trebuia compensată cu bani de la FMI și de la Banca Mondială, până când motorul economiei, producția plus valoarea, se relansa și putea să producă. Așa trebuia folosit acei bani. Numai că cei bani de la FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană, nu s-au putut folosi cum am vrut noi. Asta este cea mai mare problemă a acestei țări. Păi, domnule Banța, în campania electorală spuneați că nu există nicio problemă, că de vină sunt cei care guvernau pe atunci țara și că atunci când o să ajungeți în locul lor, o să remediați problemele. Păi și asta se păi venea domnul Ponta cu bani de la dumnealui de acasă, înțelegeți aia pe care îi dă la miniștri. De fapt, sunt probleme? I-a adus cu dumneavoastră. Probleme pe care cu o lună înainte, două... N-a zis nimeni că guvernul Ponta este perfect. De cum și începuse campania electorală. N-a zis nimeni că nu greșesc miniștri din guvernul Ponta. Au greșit și miniștrii social-democrați și miniștrii liberali, deopotrivă. Dar aceste lucruri trebuie recunoscute, asumate și corectate. Și tocmai n-a zis nimeni că este guvernul Ponta cel mai bun guvern sau un guvern perfect. Nu există perfecțiune. Da, dar vedeți, tot timpul aceste probleme se corectează pe spinarea oamenilor. Din păcate.
aici cu asta nu sunt de acord și trebuie găsite soluții înainte ca omul să suporte. Păi noi ne gândeam că aveți soluțiile când ați venit la guvernare. Noi ce am vorbit până acum? Ați promis anumite lucruri, ne gândeam că o să le și aveți cu ce să le puneți în practică. Așa au crezut și gorjenii și ceilalți români. Nu se potrivește cu cea de la târg. Nu s-a potrivit cu cea din târg, da. Asta e. Bani la guvern s-au încasat mult mai puțin. Asta este realitatea cruntă. De vină, de data asta tot oamenii sunt? Vom vedea. A, nu, oamenii nu au nicio vină, săraci. Noi oamenii, și eu mă consider în categoria asta, și eu sufăr, nu avem nicio vină pentru treaba asta. Dar dacă este să fim corect să disecăm firul în patru, vedem că toți suntem de vină, toată clasa politică este de vină. Și atunci ar trebui toți să pună umărul, pentru că toți, dacă sunt de vină, trebuie să și pună umărul să contribuie la corecție. Și dumneavoastră, Partidul Democrat Liberal, din opoziție, aveți un rol foarte, foarte important. Și eu mă bucur când văd oameni din PDL că fac opoziție, pentru că este un factor de echilibru, așa cum și președintele Băsescu, trebuie să recunoaștem, a fost un factor de opoziție, de echilibru sau, mă rog, de menținere până într-un punct, când a început iarăși cu derapaje și așa mai departe. Dar tocmai asta este jocul democratic. Apar corecții între puterile care există în stat. Că tot ați cotit-o dumneavoastră așa spre politică, președintele Traian Băsescu o să influențeze în ce proporție viitoarele alegeri, pentru că deja în PDL sunt două aripi. Haideți să vă spun eu că eu cunosc senzația asta când ești către sfârșitul mandatului. Nu te mai bagă nimeni în seamă. Asta e crunta realitate. Și domnul președinte Băsescu o să aibă din ce în ce mai puțină influență. Cu cât trece timpul, se scurge în defavoarea domniei sale. Din păcate, asta e mentalitatea românească. Te duci într-o instituție când se află că se schimbă directorul, au nebunii nebunii. Nu? Știți că e un proverb. Bucuria nebunilor, schimbarea șefului. Exact, nimeni nu mai face nimic, toți se bucură. Pun șef de servicii, se aduc presupunere, se duc, mai fac o tablă, mai nu știu ce. Deci asta este o mare, mare deficiență românească, din păcate. Denis, ajută. Din punctul tău de vedere, președintele Traian Băsescu mai poate fi o locomotivă a vreuneia dintre aripile din PDL? Din PDL, nu. Președintele Traian Băsescu ne-a spus la revedere, un lucru care mi s-a întâmplat și nouă, să-i spunem la fel la revedere. Eu sper că Partidul Democrat Liberal nu va mai fi acest partid de lider și cred că deja nu mai este și că va avea o coloană vertebrală formată din mai mulți lideri cu idei sănătoase, de oameni cu demnitate și capabili să regenereze acest partid care a fost pârjolit practic de actuala guvernare și de ceea ce s-a întâmplat la alegerile trecute. De aceea sunt din ce în ce mai mulți oameni care vin spre Partidul Democrat Liberal și care au credința că acest partid poate fi reconstruit pe valori palpabile și că oamenii aceștia trebuie să se ridice pur și simplu, să ne ridicăm așa cum a spus și prin vicepreședintele Cătălin Predoiu, nu trebuie să așteptăm să ne cadă din cer, nu trebuie să așteptăm să vină o locomotivă să ne tragă după, ci trebuie fiecare să încercăm să facem pași înainte, să ne ridicăm și să arătăm oamenilor care este adevărul. Da, dar știm că fiecare partid din ăsta are totuși nevoie de un motor care să-l pună. Vasile Blaga, cred că este un motor puternic, eficient, o voce foarte puternică în opoziție. De asemenea, o voce foarte puternică în opoziție este și Cătălin Predoiu și noi cu toții ne bucurăm că am reușit. La ultimele alegeri, știm, a avut o mare problemă cu Elena Udrea, care într-adevăr a avut o susținere puternică și a reușit să și convingă mare parte din cei care veniseră din teritoriu. Mă rog, o parte dintre ei, este normal, nu poți fi, atunci când ești candidezi, nu poți să fii votat de toată lumea. Automat sunt simpatii și antipatii. Unii votează pe cineva, alții votează pe altcineva, însă majoritatea este cea care spune cuvântul. Și în această situație, majoritatea a decis că Vasile Blaga trebuie să fie liderul acestui partid politic. Și de aici încolo, restul discuțiilor sunt... Da. Domnule... Nu contează
dacă și sunt și alții care vor, sigur că da, pot fi. Nici pe mine nu mă iubește toată lumea, nici pe domnul Banța, nici pe dumneavoastră. Unii se uită la emisiunea dumneavoastră, unii nu. Și la nu fel, poți fi de acord cu ideile noastre, nu poți fi de acord cu ideile noastre, însă cei mai mulți sunt cei care decid că asta este democrația. Este majoritatea, cea care spune cuvântul. Domnule Banța, plecarea unor lideri din PDL, pentru că spuneam deja sunt două aripi în Partidul Democrat Liberal, ar afecta Partidul Democrat Liberal la următoarele alegeri? Deci eu văd un partid ca pe o volantă. O volantă este o formă de a înmagazina energia. Câteodată mai pierde, câteodată cedează când are surplus ca să mențină un echilibru. Ce pierde și ce câștigă? Deci niciodată un partid nu se bazează pe fluxul de ieșire. Se bazează mai mult pe fluxul de intrare atâta timp cât vine cu forțe proaspete și cât este reformarea. Și cum au făcut ei la PDL... Fluxul ăsta de intrare poate fi și... Tineret, mă refer și oameni mai puțin angrenați în politică și care își doresc să facă o politică reală. Dar și o posibilă viitoare alianță cu chiar și cu PNL? Dar bineînțeles, nu există, nu exclude nimeni în politică niciodată să nu spui niciodată. Există, pentru că suntem partide asemănătoare. Ei sunt, chiar dacă au fost odată de stânga, acum s-au dovedit că s-au îndreptat mult către partea de centru-dreapta. Nu, niciodată nu poți să spui așa ceva și eu consider că până la urmă o alianță de dreapta, o forță de dreapta puternică în România este soluția pentru a rezolva criza atât politică, dar mai ales cea economică și financiară din România și nu numai în România, ci oriunde. Pentru că acest lucru a fost dovedit clar în perioada 2004-2008 în România, a fost dovedit în Germania, în Franța și în alte țări civilizate unde am... Dar impactul asupra oamenilor v-ați gândit care ar fi? Pentru că au văzut, PNL-ul a mers cu PDL-ul, atunci erau buni fiecare dintre acești poli. S-au despărțit. Despărțirea PNL-PDL a fost făcută dintr-un singur om, ca să fim serioși. PSD-ul a reușit să atragă PNL-ul. Deci, alianța DASA destrămat numai din cauza președintelui Băsescu. Asta o știe toată lumea la momentul respectiv. Și ergoile prea puternice dintre ei. În momentul respectiv, președintele României a încercat să rupă, contrar Constituției, să rupă o parte din PNL, a făcut acel PLD. Care s-a dus și s-a făcut până la urmă, a adus PD-ul spre dreapta și a făcut PDL-ul către dreapta. Dar PNL-ul ați văzut, nu numai că n-a avut de suferit, pentru că a ieșit întărit din treaba asta, pentru că în general un partid se bazează pe oamenii consecvenți, pe personalitățile care au tărie de caracter, pe personalitățile care au puterea de a rezista și în opoziție, care au puterea să sufere și să-și mențină ideea și să o promoveze atât la putere, dar mai ales în opoziție. Și mai mult decât atât, în opoziție, un partid se călește. Exact. Și se consolidează. Exact. Eu văd un fapt îmbucurător alegerile de la PDL, pentru că am fost și am văzut, am transmis și un mesaj din partea PNL-ului, am fost în puternicit. Vă mulțumim de altfel pentru prezență, că ați fost printre puținii lideri. Noi am invitat... Toți liderii partidelor politice. Și am văzut în sală 500 de oameni. Însă numai dumneavoastră și președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat au... Deci este bine să fim colegi în politică, indiferent pe ce parte sunt. Nici de această dată oamenii n-au dat dovadă de fair play, așa cum era corect, mă rog. Acum, măcar ce în politică am văzut că nu este loc de foarte mult fair play. O viitoare posibilă construcție politică, Denisa Șuță, cum ai vedea-o? S-a tot discutat despre o construcție politică de dreapta, ținând cont de Forța Civică, Mișcarea Populară și celelalte partide, facțiuni așa din PDL și din PNL. Chiar dacă se discută despre o unificare a dreptei, aceasta se va face sigur în jurul Partidului Democrat Liberal. Se va face după ce oamenii își vor spune ceea ce au de spus la alegerile pentru europarlamentare, pentru că acela este, după cum știm, un barometru serios pentru partidele politice, alegerile europarlamentare. Și mi se pare firesc să se facă acest lucru în jurul PDL.
vis-a-vis de o eventuală alianță cu Partidul Național Liberal, n-aș putea să mă pronunț în acest sens, însă suntem partide asemănătoare și orice este posibil. Și toate bulversările din ultimul timp din USL probabil împing PNL-ul spre această zonă. De fapt, situația politică a țării va converge către acea situație de care are țara nevoie întotdeauna. Așa, și asta a decis opinia electoratului până la urmă. Și USL-ul s-a constituit tot într-o voință masivă populară. Să fim serioși, asta e realitatea. Dacă va fi o altă alianță, probabil că va fi tot pe acest fond. Construcțiile politice, domnule Banța, nu țin seama de interesul cetățeanului, ci în funcție de interesul cetățeanului se construiește într-adevăr și structura politică, pentru că, știm, oamenii pendulează și ei, nu pot să-i ții cu forța într-o anumită zonă, în dreapta sau în stânga. Niciodată nu trebuie să te bazezi pe influențele aduse de politică sunt de fiecare dată cele care pe oamenii care migrează, niciodată nu trebuie să te bazezi. Influențeze și alegerile. Când pleacă la tine primar, parlamentar, ce-o fi, nu trebuie să te bucuri că ai un număr în plus, că s-ar putea ca asta să fie un dezavantaj. Te bucuri pe moment, dar pe termen mediu și lung e un dezavantaj. O întrebare pe care am mai pus-o și liderilor de la centru. Victor Ponta încă este în acel top al politicienilor care se bucură de încrederea populației. Este pe primul loc, Denisa Șuță. Cum explici acest paradox? Oamenii sunt nemulțumiți, USL-ul scade în sondaje, crește în sondaje opoziția, dar Victor Ponta rămâne totuși lider în ceea ce privește încrederea. Așa cum ai spus și tu, este un paradox. Probabil oamenilor nu le-a ajuns încă cuțitul la os și probabil nu asociază această guvernare cu premierul Victor Ponta, ceea ce este o eroare. Domnule Banța? Acum câțiva ani și Traian Băsescu era pe un trend ascendent când Alianța Dreptate și de Adevăr scădea și acel lucru se petrecea pe fondul așa zisei lupte anticorupție promovată, așa zisă, da? În care oamenii au crezut. Deocamdată guvernul în România a dovedit totuși că acolo când a avut în interior probleme ale unor demnitari cu legea, a luat măsurile imediat. De ce să nu recunoaștem? Și a eliminat acele lucruri care planau și suspiciunea respectivă. În ceea ce privește cea mai mare parte din promisiunile făcute ale USL-ului au fost asumate premierului, care este cel mai vizibil om din USL, fiind la guvernare, fiind prim-ministru. Și atunci faptul că s-au dat înapoi totuși niște drepturi la oameni și s-au conservat niște locuri de muncă, șomajul este într-o ușoară creștere, dar nu este putem să spunem. Este o creștere serioasă, domnul Banța, cel puțin la nivelul județului Gorj. 7,5,4, cât este la Gorj? Cam atât. Dumneavoastră știți câte notificări au fost făcute la agenția știu foarte bine, de către companiile. Dar hai să vă spun, în teoria macroeconomică a specialiștilor, profesorilor din țară și de peste hotare, șomajul în orice economie trebuie păstrat undeva să nu depășească în jos 4,5% și în sus 5,5%. Pentru că atunci devine găunos pentru societate. Mai mult de 5,5% creează balast și fonduri care trebuie orientate și atunci toată lumea suportă și este de nedorit lucrul ăsta și mulți oameni care suferă și șomerii, iar mai jos creează o falsă creștere a salariilor și generează inflație. La noi oricum este mai mare, oricum este mai mare. Și ceea ce avem noi ca și cifre este acel șomaj declarat, pe când se știe că la noi a persoanelor aflate în plată, exact, care primesc indemnizații, da, de șomaj, la noi sunt foarte cei care nu oameni care Gorjul are undeva 15-16.000 de șomeri. Plată, rămân în plata domnului, că statul nu mai știe nimic de ei.
Nu mai avem timp, din păcate. S-a scurs foarte repede ediția din această seară, dar eu vă aștept și cu altă ocazie pe la noi. Poate într-o altă construcție politică, de ce nu? O să vedem ce ne rezervă astrele politicii în perioada următoare și cu ce promisiuni vor mai veni domnii politicieni. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și în această seară. Ne revedem mâine la aceeași oră. Numai bine!